Care numele de Domnul este Doamne.
Ilarion, Mircea, Bacauanul, Arhiereului, Vasile și eu folosim apăriță după Dumitru, cu totul de acolo și-a dormit. Acolo pomenire face preose, în locul menată, nu te gădea să nu te odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să nu ștei cu cuvântul cu lucru sau cu cuvântul, ca un cunșinitor de oameni, Dumnezeu iartă. Că nu este un căr să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești nedepătat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Precum a zis Scriptura, când o vădim în lumea, aduce groapele să răsfrâim.
unde împreună sunt împărații și săraci, pentru aceasta Hristoase Dumnezeule, pe robii tăi aceștia adoptați de la noi, cărora le facem deosebit pomenire, odihnește-i ca mântuitor de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și al cerului și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă răspătare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu vă părăsi pe mine. Ajutorului omenesc, mă încredința și singură mă apără și mă miluiește. Să-i cântui de legătura cu săpănoții din măsura lor,
ce să legă pe sine. Sau de la Arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, asemenea, de care ca aceasta, prin invidia și lucrarea diavolului. Binevește prea bune și multe durate, ca sufletele lor să se așeze cu Sfinții, ca ar trebui ca bineplăcuție, iar Duhul să se dea felicitări de cele de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, dădeze noastră, slavă ție. Care în curând va primi 100 de ani de la trăirea a
acestui patriarhat român. Dar bineînțeles că pentru a ajunge la această calitate, la această demnitate ca un popor să devenim patriarhat, trece foarte multă osteneală, trece foarte multe ape, ape turburi, ape răgoroase, ape limpezi, și toate se filtrează de către Dumnezeu ca în viața cea de dincolo să ajungă apele curate care însemnează timpul curgător, ce trec faptele noastre într-o ascendentul divin din imanentul acesta teluric pământesc în care ne ducem viața și ne pregătim viața pentru viața veșnică. Deci astăzi, într-o zi sau în zilele acestea, când în lume, în general, se uită trecutul, când se trece în uitare pe cei care au creat valorile unui neam, deci într-o lume amnezică, ne facem anamneză pentru patriarhul nepereche a poporului român, patriarhul teoptist, de la a cărui naștere zilele trecute s-au împlinit 102 ani de la nașterea sa în această lume. Ori, cumulat cu această sărbătoare aici la Arhiepiscopia noastră, am dat binecuvântare și la cerința unui sat, unei comunități din zona noastră a Comanului, Comuna Rugemasa, care de câțiva ani a sfărnicit împreună cu noi sau sub binecuvântarea noastră o sărbătoare aparte, aceea de a face pomenirea reputatului și neuitatului blândului episcop Mircea, Ilarion, Bacauanul, un arhiereu care este legat de personalitatea patriarhului teoptist, aceea că l-a hirotonit în dreapta de diacon, aici, în catedrala aceasta episcopală a Romanului. E bine, iată că Dumnezeu, în providența sa, face frumos. Și El știe să pună punct oricărui lucru frumos în viața noastră de toate zilele. Deci iată că se face pomenirea a unui patriarh care vine în această lume, adică se naște în această lume și a unui ucenic al său într-un fel sau altul, care devine ucenic între timp, pentru faptul că patriarhul teoptist a avansat pe treptele înalte ale ierarhiei românești, iar episcopul neperechit de asemenea și el a stat aici în lângă scaunul pedicesii de la Roman în timpurile cele mai grele, fie ale bisericii, fie ale neamului. Și a stat ca un gardian al Duhului Sfânt aici, primind, slujind, rugându-se și păstrând patrimoniul așa cum a putut el în timpul acestea de restriște și jale pentru neamul românesc, pentru biserică. Deci nașterea în această lume și nașterea în cer a episcopului, a arhiereului Mircea Ilarion Bacauanul, care, de la cărei naștere în cer, se împlinesc 72 de ani. Binecuvântăm această zi frumoasă, care a devenit o tradiție, și sperăm să nu fie uitată. Și mă bucur că la această manifestare, la acest eveniment, care a devenit un eveniment între timp și o tradiție, să se continue. Pentru faptul că văd tineri de la școală îmbrăcate în hainele tradiționale ale satului respectiv, văd conducerea primăriei cu notabilii care aparțin acestei comunități, și aceasta ne dă o încredințare, văd pe cadrele didactice, preotul locului, preoții comune, și aceasta este un lucru frumos, de s-a repetat aceasta pentru fiecare comunitate, pentru faptul că fiecare comună, fiecare comunitate are o istorie, au în cadrul unei comune multe personalități care au marcat tipul lor sau au marcat ceva, fie științific, fie spiritual, fie într-alt chip,
comuna respectivă sau comunitatea respectivă. Și toate acestea sunt cărămizi care se adaugă unei tradiții, unei biserici, se adaugă spiritualității unui neam. Și un neam care își pierde spiritualitatea și tradițiile riscă să fie șters din istorie. Sperăm să nu fie la neam românesc care trăiește fiecare în particularitatea sa evenimentele și își pomenesc eroi, își pomenesc părinții, își pomenesc sfinții, își pomenesc strămoșii. Și fac legătura cu strămoșii și creind viitorul, trăind clipa prezentului, înseamnă că intrăm și noi în timpul Dumnezeu care nu se măsoară cu timpul. Așa că slavă Dumnezeu pentru toate, urmăm aceeași cale, a făcut Sfânta Liturghie în care s-au pomenit acești erati și după aceea, frumos cu coroanele în față, cu lumânările în mână, cu icoanele, cu tablourile celor doi erati, ne îndreptăm către locul unde este mărturisit Episcopul Ilarion și acolo vom termina parastasă și vom face rugăciunea de final. Domnului să ne rugăm. Domnului!
Ilarion, Arhiereu, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeu al nostru, fie slavă nățelor, împreună cu cei și cu
face și la anul ăsta. Veni în limba, dacă ți-a naibă din Gheorghe. Vasile. Vasile, da. Preasfinte nu prea mulți, 86. Ei, vezi că de mulțile care le dormite, le pune mult deci. Nu știu, nu doar. Ei, lucra mult, n-ai dormit mult. Foarte frumos. Câte așa să te văd și, pe, și peste 10 ani, aici, lângă Constanțeanul nostru. Deci, lângă Ilarion, Episcop. Și acolo, mă lume, de așa, Episcop, că deja se urmă. Ești tineri și se văd urnați zidul acela, așa, cu tinerii de aceștia frumoși și entuziaști, care sperăm să ține ca și noi tradițiile care le-a lăsat strămoși. Și să ținem după aceea credința cea adevărată și tot ce avem noi ca patrimoniu spiritual și ca patrimoniu cultural. Dă Dumnezeu ca toți să fim drepti, frumoși și tineri, pentru faptul că Dumnezeu nu se vorbește de trecut, ci de viitor, ci de prezent, așa cum spuneam în Sfânta Biserică. Domnule primar, nu mai zic asta, că rămâne să se înțelege către popor. Însă pentru a menține tradițiile și spiritualitatea neamului, o puteți face și fără calitatea de primar. Aceasta este, bineînțeles, este o demnitate care va conferi-o poporul, dar în orice caz sperăm ca și chiar după ce ieșiți la pensie din această calitate, să continuați să țineți căsătorită de cărarea între ruginoasa și roman, o comună acest ideal, care vine de la România și de simță. Toate sunt frumoase, nu? Exact. Da, bine. Să acceptați un interviu care se face de televiziunea noastră, da? Vă mulțumim! Să vă dăm!